Ce părere aveți de faptul că aveți un punct farmaceutic în satul dumneavoastră? Foarte bun. Suntem foarte mulțumiți de doamna doctor, ne servește, vine la timp când trebuie să vii, are două zile pe săptămână, joia și duminica. Mai ales acum cum e gripa asta. Vă rog să vă prezentați. Numele meu e Elisabeta. Educeanu Maria. Cum te numești, domnișoară? Petrovici Dana Iulian. Ce părere ai că în satul dumneavoastră există un punct farmaceutic? Sunt mulțumită foarte mult. Și e foarte bună farmacia, că mama, eu am fost la farmacia asta de aici din sat și am luat paracetamol și aspirină și i-a trecut. A fost plăcită. Și nu mai te duci până la Trifești, ce farmacie există aici în sat. Da. E foarte bun. Luați medicamente de la farmacie? Da, că în loc să ne ducem, e foarte bun. Cum vă numiți? Anton Nicolae. Ce părere aveți că în satul dumneavoastră există un punct farmaceutic? Mult încă. 20 doctori. Nu unul la dumneavoastră. Da. 20. Da. E foarte bine că au avut o inițiativă, domnul primar, foarte. La chestia asta. Corect. Da. Să fie mai mult de atât. Este un încerc. Care e bolnav, să ducă cu oroare undeva mai, rapid, mai sau mai aproape, nu departe, să duci, să vii salvare, rapid. Da, să aibă și foarte aici, bine. Da. Foarte bine. E o părere foarte... Ați fost în noua farmacie? Nu. Nu am fost, dar oricum, când o să fim bolnavi, poate da. Da, eu spui. Vă rog să vă prezentați. Mă numesc Alu Petric. Mă numesc Mihai Clarisa, din Iași. Da, mă, ce părere aveți că în satul dumneavoastră există farmacie? Da, păi e foarte bună. Foarte bună. Vine frigul, iarna și... Era foarte greu până la Trifești să mergem pe o pastică. Foarte bună părere, da. Ce solicitați se găsește? Da. Suntem foarte mulțumiți de la farmacie. Chiar dacă nu este, ne aduce și data viitoare și... Da. Faci totul bine. Cum se comportă doamna farmacistă? Noi și când mergem la Trifești se comporta frumos. Da. Da. Vă rog să vă prezentați. Anton Daniela.